Eu sunt Ilinca și astăzi o să facem, cred că de-a dreptul cel mai imens hol de peșin, deoarece am aici un colet de 11 kg cu fix 100 de lucruri. Puteți să stați să le numărați, sunt fix 100 de lucruri. Astăzi o să vedem tot ce am luat și ca și data trecută, dacă vreți să fac și un video în care probez ce am luat, spuneți-mi în comentarii. Haideți să începem direct pentru că sunt 100 de lucruri, efectiv. Oh my god, cred că ar trebui să răstorn cutia înainte. Efectiv, sunt îngropată în lucruri. Hai să începem direct. Eu le iau random. Ăștia sunt, oh my god, am luat ștrambi din aia, gen colanți groși care au ăsta, efect de ștrambi. Oh my god. Asta e un umeraș așa, în spirală, ca să poți să usuci rufe mai mari, cum ar fi un cearșaf, știi? Nu vreau să le fac acum, dar asta e. Ce mai avem aici? Mi-am luat pantalon de pijamale! Îmi place să am pantalon de 6 culori de pijamale, că eu oricum pijamalele mele nu sunt seturi niciodată, sunt chestii amestecate, un tricou de undeva și pantalon de altundeva. Asta e o pensulă, am luat mai multe pentru că vreau neapărat să fac un video în care încerc machiaje de peșin și am zis mai multe chestii. De-aia, uitați, am aici și pufuri din astea de machiaj. Wow, câte moi sunt, gen, cum vezi pe TikTok din alea de le ții așa și îți faci așa pudra. Ce e asta? Asta e boob tape. Mai am aici încă 3 chestii de machiaj, nu știu care, nu vreau să le desfac acum, v-am zis, vreau să fac clipul separat. Mi-am luat și eu nebunia asta cu care îți faci bucle peste noapte, vreau să o încerc. Sunt curioasă dacă chiar funcționează. Asta e o jucărie pentru blind, e ceva chestii din aia pe ață, doar care ventuză ca să poți să o lipești de chestii și să stea fixă. Doamne, chestia asta e ceva suport sau ceva, nu știu cum să explic. Practic o lipești de electrocasnice care au cablu, știi, gen cum ar fi, eu o să lipesc de air fryer, da? Pentru că nu-l ținem permanent pe blat și asta e ca să lipești de el și după să poți să împăturești cablu cu care îl bagi în priză. Nu știu dacă înțelegeți la ce mă refer. Ce e asta? Îmi place că uit. Îmi place că uit ce-mi iau și după mi-amintesc așa brusc. Astea, oh my god, cât de mari sunt! Ești saci pentru băgat chestii la mașina de spălat. Mașina să fie doar așa mici. Dar ăsta e imens. What the fuck? Ok. Uite, tot pentru blind am luat o perie. Și asta e din aia gen retractabilă, ca să poți să scoți părul mai ușor. Oh, împinge așa părul. Frumos. Asta, uitați încă niște pensule de care și-am și niște gene, astea le păstrăm pentru clipul cu machiaj. Dar aici am prosop din ăla special pentru păr. Am luat două, de fapt. Dar, what the fuck, de ce arată așa? Cum ar trebui să ți-l împăturești în cap? Ok, gen, îți pui părul așa și după... Da, am înțeles. Asta este o husă foarte tâmpită, mi-am luat mai multe huse. Nu știu, am vrut eu să-mi iau. Și husa asta zice... Croissant. Ăștia cred că sunt alumădă. Nu o să-i desfacă, vrea și el să facă haul, că și-a luat și el chestii și-a luat niște ochelari aici. Asta e a mea! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Credeam că e altceva. Dar, mă rog, și asta e fain. Doamne, e prea mic! E un sutien așa, gen, în forma, gen... de steluță, pentru că m-am luat un top transparent cu care vreau să-l port, dar nu înțeleg de ce are atâta firele. Astea sunt corteluțe din alea, nu știu cum le zice, dar acum sunt trending. Mi s-a supraîncălzit camera și nu m-am mai lăsat să filmez 4K și decât să nu mai filmez, mai bine filmez așa, ok. Lasă așa, de corteluțele astea ziceam că vreau să o încerc, dar stați un pic să mă tăm trepiedul cum era. This is cute. Ce mai avem aici? Încă niște gene și încă niște gene și... Oh, asta credeam că e aici sau nu mai știu în care colet. I-a instalat mădă jucăria lui Bleed. Da. Am luat fake bangs. Nu puteam. Am vrut să-mi iau și mi-am luat. N-o să-i pun acum, dău. Și aici. Un costum de baie, un top de costum de baie. Dar niciodată nu-i prea devreme să ții costume de baie. Ce e asta? Am luat o chestie de asta
care teoretic o agăți de masă și poți să-ți agăți geanta, indiferent de cât de grea e. Gen asta stă pe marginea mesei și tu poți să-ți agăți geanta, se face așa. Am luat aici niște cerceluși și am luat și un inel. De fapt am mai multe inele, dar momentan nu le văd, adică ați văzut ce e la mine. Vedem inelul, sper să-mi fie bun, pentru că niciodată nu-i stămărim. Logica mie mare, baga mea, așa, e drăguț. Este cute. Încă ceva de machiaj. Ah, este ceva fond de ten. Și ce, o să-l desfac doar din ambalajul ăsta dubios și lăsăm în cutia lui, pentru că v-am zis vreau să fac alt clip. Ce mai am aici? O să iau fix ce în fața mea. Asta e topul ăla transparent de care vă ziceam. Da. Mi-am luat și eu clipsuri din astea cu care fetele de pe TikTok se machiază. Gen să își scoată așa părul. Mă rog, acum am corteluța mea. Totuși. Am luat un raft. Efectiv un raft. Uitați încă niște chestii de machiaj. Numai asta nu știu ce-i. Astea sunt niște chestii cu arici ca să putem să ne organizăm și noi cablurile, că avem un setar de cabluri și e haos acolo. Asta este un iluminator. Mânuși, mi-am luat mânuși pentru că am tatuajul pe mână și când o să stau la lampă pentru unghii să nu mi se strice. Mi-am luat așa pe alb și mai am și pe roz. Mi-am luat două perechi să am. Astea lumădă, le punem aici, o să vedeți la el pe canal. Încă ceva de machiaj, dar era aici, în spatele meu. Insta Party Glitter Liner. Nu știu, mi-am luat o felul de chestii, că multe arătau super interesant. De-aia o să fie și clipul cu machiajele șmecher, zic eu. Încă ceva de machiaj. Ce e aici? Tot alumădă. Băga mea și ăștia, tot alumădă. Asta cred că e al meu. Asta trebuie să fie al meu, da! Doamne, e cel mai drăguț tricou, are spatele gol așa până jos. Superb. Asta se vețișoare pentru pins cuticulele. Nu credeam că o să-mi dea atâtea, sau nu mai țineam minte cât o să vină, dar vă rog. Încă ceva de machiaj, ăsta e un lip tint. Ăsta e o agrafă drăguță, dar așa e mai mare, părea mult mai mare în capul ălea. Uite-ți-vă și voi, e minusculă, ce ar trebui să fac eu cu asta? Uitați-vă cât păr am. Încă o husă! Asta e cute, în asta pot să pun Polaroid. Asta îmi doream. Stați. Așa, care asta aici? Gen, asta aici și pot să pun Polaroid. Stai, unde avem Polaroid? Pe terasă. Pe terasă. Am adus și nu cum ne dai. Se duce modă să aducă și o să vă arăt cum arată. Până atunci hai să mai desfacem. Mi-am luat chiloți. E un set de mai mulți, deci am chiar mai mult de 100 de chestii aici, da? Asta e tot alumădă. Ah! Asta e o bluză șmecheră într-una. Și este verde și, mamă, destul de fun materialul. What the fuck? Da. Încă un prosop de cap, am zis că mi-am luat două, că doar nu puteam să-mi iau unul singur, știi? Că după când îl spălam pe unul, ce făceam, știi? Încă ceva de machiaj și ăsta e chiar interesant, ăsta a fost viral pe TikTok, că știți că... Mulțumesc, asta am pus-o cu... Uitați! Nu s-a developat toată, nu știu de ce, era stricat filmul, dar... Eu am pus-o cu mine, mă, dar și pin! Uitați-vă, ce cute! Foarte, foarte cute, îmi place. Da, cum ziceam, chestia asta a fost virală pe TikTok pentru că și Glam, brandul de machiaj al lui Shein, practic, a avut ceva colaborare cu Willy Wonka and the Chocolate Factory și ăsta e un blush mov. Da, îi zice Violet Flush, pentru că era personajul la Violet. Încă o husă! Asta e pătrățoasă, Rogi, vedeți cum e telefonul și asta e așa pătrățoasă. Și asta. Mi-am luat... Știți, eu am părul meu, de fapt cred că părul tuturor se electrizează sau cum îi zice, se face frizi așa, nu știu cum îi zice în română. Și de-aia mi-am luat un dăsta cu care să dorm noaptea, că gen nu am față de pernă de satin. Nici asta nu cred că e satin 100%, dar totuși e mult mai ok decât materialul de față de pernă pentru păr. N-am față de pernă de satin și de-aia am zis ok. Atunci o să dorm cu ăla asta în cap. O să încerc și o să văd dacă o să îmi arate părul mai bine. Mi-am luat septum negru! Oh my god, câte sunt! Sunt mai multe mărimi. Ce e aici? Ah, încă un sutien pe care vreau să-l pun cu topul ăla transparent. Și ăsta e așa argintiu. Ok, ăsta e tot alumădă. Asta e, oh my god, ce random. Super random. Este o chestie pe care să pot să-mi țin degetul când îmi fac unghiile. Oh my god, topul ăsta. Ah! Oh my god, când am... Ah, acum face sens, deci treaba asta e pe gât
Și asta e pe corp. Încă niște pufuri din astea de machiaj. Încă niște ochelari alu mădă. Și asta e alu mădă. Și asta e alu mădă. Și asta. Și asta. Și asta. Și acum cred că gata. Nu mai avem nimic de-a lui. Rămânem cu ale mele. Asta e o lumină pentru telefon. Mă rog, teoretic e pentru ce vrei tu, dar eu am luat-o pentru telefon. N-a venit cu baterii, de-aia va trebui să-i pun eu, dar cred că am. Și uitați-vă cât de mare e. Sunt foarte curioasă dacă e bună sau nu. Chiar sunt foarte curioasă. Asta e, uite, oh my god, cât ești inteligent. Deci pe partea asta are gaură ca să-ți o pui așa și să te vezi totuși prin camera din față. Dar mă rog, atunci trebuie să stea asta întoarsă. Gen, așa. Am luat așa niște chestii pentru închis pungile de mâncare și de-astea. Încă niște de-alea pentru cabluri. Asta e alumădă, e ceva pentru ochelari. Încă ceva de machiaj. Încă ceva de machiaj, încă o pensulă. Doamne, ce s-a stricat cutia. Ah, gata, am reparat-o, e ok. Încă ceva de machiaj. Efectiv, am luat mai multe chestii pentru clipul ăla decât pentru clipul ăsta, teoretic. Încă ceva. Am luat să fie full face. Astea sunt niște piercuri, așa niște bări, nu știu cum le zice, de piercuri, cu inimioare loc de bile rotunde. Astea sunt niște, doamne ce mici sunt, dar na, se lasă, ce, 100%. Hei, n-are gaură? Ba da, dar le-am pus eu greșit. Mă rog, acum vine căldura, dar la anul, la iarnă, o să fie foarte bune. Iu! Arăta mai bine pe site, luasem și așa niște dresuri din astea fishnet cu pietre, dar arată groaznic pietrele astea. Încă un slip. Mai trebuie să fie niște slip pe aici. Paleta, mă, uitați-vă cât de bine au pachetat-o să nu pățească nimic. Nu m-aș fi așteptat. Doamne, uitați-vă. Nu, de fapt, nu cred că vă dat. Da. Chiar nu mă așteptam să vină așa bine împachetată și așa grea. Mai avem două huse, aparent. Și încă niște haine, cred. Nu știu, nu mi-am luat așa multe haine de data asta. Am luat mai multe diverse. Trebuia să-mi iau și o husă verde, normal. Și mai avem una roz. Ah! Da, dar uitați de ce e roz. Are inimioare așa în relief. E așa cute. Am luat niște pietricele. Nu știu dacă pot să le folosesc pe față, pe unghii, văd eu ce fac cu ele. Cred că asta e încă un slip, nu? Da. Aici mai am... Ce mai am aici? O rochie, doamne! Rochile astea de pe Shein sunt cele mai șmechere. Dacă au zis taste e mădă, nu vă, așa? Sunt cele mai șmechere și mai am două, doar că sunt modele diferite, deși cumva seamănă cu asta. Dar astea, băi, până în pământ. Oh my god, cercei ăștia care sunt super interesanți. Din păcate sunt aurii și eu nu prea port auriu așa des, dar pentru cercei ăștia sigur o să o fac. Uitați-vă și voi cum arată. Încă niște chiloți, sunt din aia gen care nu se văd prin haine. Ce mai avem? Ce e asta? A, asta e un maiou cu... Oh my god, ce drăguț e asta. Așa nu vă dați seama, dacă nu o să-l probez, eu zic, cred că o să fie foarte drăguț. Asta e un raft pentru frigider. E un raft în plus pentru frigider. Da, v-am zis că am luat diverse. Încă un inel, să sperăm că ăsta mi-e bun, spre deosebire de ăsta care mi-e un pic mare. Și e cute așa. Asta e încă un slip de baie. Asta nu știu ce naiba e. Efectiv. The fuck are you? E un trepied! Mi-am luat un trepied din asta. Oh my god. Care ar trebui să se îndoaie cum vrei tu. Oh my god. Păcat, cred că e doar de telefon, sincer. Mai avem fix 3 chestii, cred, așa că terminăm imediat. Mai avem acest top care tot așa pare super confusing, dar pur și simplu e tăiat așa undeva. Nu-mi dau seama acum, dar o să-mi dau eu seama. Ah, ba, mai sunt câteva chestii mici, fac. Wow, asta e de la ca să poți să-ți faci French. Da, e de la... Ah, ce moale e, nu mă așteptam. Uitați-vă, stați, uitați-vă cât de moale e, ce era pas așa de el. Wow. Așa, aici ziceam, aici eram. La acest body. E cute! Mai am încă un costum de baie, să-i set. Și mai am încă două chestii, și adică încă un inel. Astea se simt super ok, gen chiar par așa grele și așa. Ăsta în schimb, ăsta e mai mic! Oh! În sfârșit unul care nu mi-e mare. Stați să văd pe ce deget îl pun. O să-l punem aici așa ca idee. Uitați-vă așa, o steluță verde, foarte cute. Și ultimele chestii, dar nu cele din urmă, am luat
niște, nu știu, eu o pensetă din aia pentru gelele false, pentru că eu dacă îmi pun gele false mă chinui, pentru că n-am din asta, dar o să testăm în clipul cu machiajele, stați să văd cum le pun la loc. Asta, în schimb, nu știu ce naiba e, de când până când ai nevoie de pieptăn pentru gene, efectiv, what the fuck. Cred că astea au fost toate, sper că n-am uitat nimic, spuneți-mi dacă ați numărat, dacă chiar sunt 100 de chestii sau nu, eu vă garantez că sunt 100 dacă le numărați, dacă ar fi să luați și câte sunt în seturi și așa, ies și mai multe. Dar cam asta a fost toate, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu dați un like videoclipului, un share prietenilor voce mică, asta m-a ajutat foarte, 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 foarte mult și mai ales să vă abonați la canalul meu, asta a fost tot și noi, ne revedem data viitoare, pup, pup, pup!